Uniunea Social Liberală a hotărât să difuzeze prin poștă 40.000 de ziare și 24.000 de flyere, pentru ca mesajul candidaților să ajungă în cutia poștală a fiecărui giurgiuvean. După ce primele ziare au fost distribuite de către factorii poștali, reprezentanții Alianței România Dreapta au afirmat public că Poșta Română din Giurgiu comite un abuz și că difuzează ziarele gratis la presiunea USL. A rămas surprins, vădit, neplăcut, aseară, când un domn candidat la Senat, pe colegiul unui senatorial, flutura un ziar, zicea, ia uite ce face poșta și avem noi grijă de ei. Practic a sunat și amenințare. Ceea ce a spus dânsul, de fapt a zis cu subiect și predicat, că s-a făcut o distribuire fără contract ilegală prin poștă. Lucru total fals. Reprezentantul Poștei Giurgiu a mai declarat că USL a încheiat cu Poșta Română două contracte în valoare totală de 6.760 de lei și a prezentat în acest sens două documente bancare de plată a serviciilor.